Municipiul Deva a depășit incidența de infectare cu COVID-19 de 6 la 1000 de locuitori. Așa cum a anticipat, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a luat, conform prevederilor legale în vigoare, măsuri prin care se încearcă limitarea răspândirii virusului. Astfel, se păstrează obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, inclusiv la locurile de muncă, precum și în zonele aglomerate din aer liber. Conform hotărârii CZSU numărul 141, care a intrat în vigoare de la data de 4-10-2021, deci se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spațiile comerciale, precum și în spații publice deschise de tipul piețe, târguri, bălciuri, talciocuri, spațiile comerciale și stații pentru transportul în comun, astfel încât să acopere nasul și gura în condițiile stabilite prin ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul articolului 13 și al articolului 71 aliniatul 2 din legea numărul 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Acest lucru nu înseamnă că masca de protecție va trebui purtată în permanență în spațiile deschise, deci nu și la deplasările pe jos, excepție clară făcând zonele din preajma stațiilor de transport în comun. Cu toate acestea, autoritățile recomandă folosirea măștii ca măsură preventivă. Aceste acte normative la care ați făcut referire nu fac trimitere la purtarea măștii pe trotuar, de exemplu, dacă circulă oricine pe trotuar. Da, așa este. Totuși, ca măsură preventivă, cum spuneam, având în vedere incidența ridicată la nivelul întregului județ, dar mai ales la nivelul municipiului Deva, pentru protecția fiecăruia este important purtarea măștii de protecție. Dar, repet, nu este obligatoriu pe trotuar. Nu, nu este obligatoriu. Depinde de zonă. Dacă suntem în apropierea stației de autobuz, exclusiv, sau în stația propriu-zis de autobuz, atunci obligatoriu este purtarea măștii de protecție. Față de prevederile anterioare și cunoscute deja, nu sunt modificări de substanță, în sensul că mai toate activitățile culturale, sportive sau de altă natură se pot desfășura cu o prezență fizică de maxim 50% din capacitatea spațiului respectiv. Programul magazinelor rămâne de principiu nemodificat, însă nu vor mai fi deschise unitățile non-stop, iar în weekend, de vineri până duminică, se instituie în Deva, ca și în toate localitățile în care incidența este mai mare de 6 la 1000 de locuitori, carantina de noapte între orele 20 și 5. Aceste măsuri restrictive se aplică însă doar persoanelor nevaccinate, fiind exceptate cele care fac dovada trecerii a 10 zile de la cea de-a doua doză de vaccin sau persoanele care se află în a 15-a și a 180-a zi ulterioare infectării cu SARS-CoV-2 și nu mai sunt luate în considerare testele PCR sau cele antigen. Raed Arafat, șeful Comitetului Național pentru Situații de Urgență, a explicat după ședința de guvern de luni de ce s-a decis neluarea în considerare a testelor. Testatul, la momentul testării, el este negativ. Dar nefiind vaccinat, nefiind trecut prin boală, testatul este un vehicul foarte bun și să se infecteze, și să ajungă în terapie intensivă, și să ne încarce secțiile de terapie intensivă sau secțiile de terapie intermediară și unitățile de primire urgență și tot. Așa că aici este managementul riscului. L-am mai explicat încă o dată și le explic. Riscăm până la o limită. Nu riscăm maxim. Nu riscăm totul. Dacă noi am acceptat după 6 la 1000 să păstrăm anumite activități deschise, care altădată le închiseserăm noi chiar de la 3 la 1000, nu de la 6 la 1000, am acceptat acest lucru păstrând anumit risc. Și să spunem riscul minim posibil. Din cauza asta, cei care sunt vaccinați, trecuți prin boală, care sunt imuni, intră acolo, sunt într-o zonă de risc, dar asupra lor riscul este limitat. Intră unul testat, dacă se infectează, dacă participă mai mulți acolo și se infectează, poate că testul are de 2 zile și este în a treia zi și în a treia zi e pozitiv deja, asta nu avem de unde să știm, și rezultatul este altul, pentru că e persoana fără imunitate. Deci asta este diferența între cele două categorii, vaccinat, trecut prin boală, care are imunitate, și testatul care doar la momentul testului a fost negativ. Nu înseamnă că și la a treia zi este încă negativ, dar e un risc asumat.
În această situație, devenii nevaccinați au nevoie pe carantina de weekend de declarație pe proprie răspundere pentru părăsirea domiciliului, excepțiile fiind deplasarea la locul de muncă pentru asistență medicală de urgență, pentru îngrijirea copilului, vârstnicilor sau bolnavilor din familie, ori decesul unui membru al familiei. Practic, persoanele nevaccinate din DEVA sau din localitățile cu incidență mai mare de 6 la 1000 au acces liber la locul de muncă în agențiile Loto și în magazine și aici doar pentru procurarea de bunuri de strictă necesitate, nu însă și în zone de servire a mesei în moluri. Se știe că sunt unele interdicții pentru persoanele nevaccinate. Ce se întâmplă cu accesul lor în magazine sau în centre comerciale? Sunt anumite reguli de respectat cu privire la accesul în cafenele, restaurante și zone unde se servește atât produse de preparate, cât și băuturi, alcoolice sau nealcoolice. Deci, ca să concluzionăm, accesul în magazine este liber pentru orice persoană, vaccinată sau nevaccinată, cu condiția purtării măștii de protecție. Așa cum se desprinde din concluzia dumneavoastră, este adevărat. Măsurile restrictive nu se aplică farmaciilor, benzinăriilor, firmelor de livrare și a celor din domeniul transportului, iar carantina de noapte se va ridica în momentul în care incidența scade la 5,5 la 1000 de locuitori. Celelalte măsuri rămân valabile până pe data de 17 octombrie. Textul complet al hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și modelul de declarație pe proprie răspundere se găsesc pe site-ul Prefecturii Hunedoara la secțiunea informații referitoare la coronavirus.